Salutare și bine ați venit la un nou video! Salutare, suntem în camera Evei, fetele se pregătesc de plecare. Este prima zi de weekend pe care ne-o petrecem cu copiii. A doua zi de weekend o să fim doar noi adulți, dar pentru început mergem cu copilașii. Este și o locație care se organizează de fiecare dată de câțiva ani, de 1 mai, în Mamaia Nord. Este un festival din ăsta, știți voi, cu autorulote, cu mâncare, foarte, foarte drăguț. Am stat și mi-am făcut loc în stomac toată ziua pentru bunătățurile pe care o să le mănânc acolo. Ultima dată nu am găsit ce-mi place mie cel mai mult, aristocinii, arosticinii, nu știu cum se cheamă. Sunt niște frigărui de berbecuți extraordinare și după atâta miel de Paște tot aș mânca niște berbecuți din ăla pentru că sunt foarte, foarte bune. Și da, vă întrebați ce este cu acest thumbnail, dar ce s-a întâmplat cu inamicul casei numărul 1 și anume Candy, care a avut un mic beef cu Eva. Și Eva arată ca și când s-a luptat cu un leu de junglă. Da, arată mai bine față de cum arăta de dimineață când s-a întâmplat toată nebunia. Și s-a întâmplat fără să vedem. Adică eu eram cu Eliza la ea în cameră, o schimbam. Ela era la baie și la un moment dat s-a auzit un super mega țipăt. M-am speriat super tare pentru că n-am mai auzit-o pe Eva să țipe așa din senia. Adică mai are ea momente când țipă pe aici, dar a fost un țipăt într-adevăr, mi-am dat seama că a pățit ceva. Eu nu puteam să plec pentru că eram cu Eliza pe masa de schimbat și nu puteam să o las acolo cu pampersul desfăcut, cu ce făcuse ea în pampers. Și am strigat la Eva, i-am zis, vino la mine să te văd, că nu pot să plec de aici, ce ai pățit, vino să te văd. Aoleu, și când ne-am văzut fățuca, când a venit la mine, îi și curgea un pic sânge din zgârieturile alea. Am încercat să aflăm ce s-a întâmplat, pentru că Candy s-a jucat zilele astea cu Eliza și cu verișoara ei, Sara, de 2 ani și nu le-a făcut nimic și se joacă foarte drăguț cu copiii, e obișnuită de mică cu copii. Nu sărea pe Eva așa din senin și am încercat să aflăm firul poveștii. Eva mi-a zis că stătea aici pe canapea, Candy se mai plimbă pe aici pe sus și că a zgriat-o. Și am tot insistat, acum nu vreau nici să mă audă că am dres-o și am lăsat-o până la urmă așa cum este. Și am tot încercat să o trag de limbă, să o întreb dacă ai speriat-o cumva, ai făcut ceva, ai vrut să o iei în brațe, ai făcut ceva. A zis că nu, că nu, că nu, că nu, că nu. Și am încercat chiar să o și amenințăm că Candy a fost obraznică, că a zgriat-o așa fără să-i facă nimic și trebuie să o dăm. Și a zis că nu vrea să o dăm. Eu făceam toată povestea asta ca să o fac să zică dacă s-a întâmplat ceva. Nu știm. Deci a rămas așa în aer. Sperăm să nu se mai repete. Candy într-adevăr se joacă, mai ne zgârie și pe noi, dar din greșeală și nu în halul ăsta de tare, decât dacă cumva, nu știu, s-a dezechilibrat și a vrut să se prindă cumva și s-a nimerit pe Eva, habar n-am. E bine că nu s-a nimerit pe vreun ochișor sau ceva. Da. Ieri Sara și-a spart capul de calorifer. Astăzi Eva s-a luat la trânte cu Candy, care acum iar strică peria. Ce-ți place, mă, să rozi peria asta? Ce facem cu Candy? O dăm sau o păstrăm? O păstrăm. O păstrăm? Da. Bine. Norocul tău, norocul tău că te iubesc copiii ăștia așa mult. Bine, nici n-aș fi dat-o, dar într-adevăr, când am văzut-o pe Eva atunci pe moment, mamă, scary movie, scary movie era. Aștept să fie toată lumea gata, momentan sunt doar eu și cu Eva, Ela cu Eliza, ca de obicei, ultimile. Pentru că... Sunt de ce? Bebeluși. Sunt bebeluși? Și mami e bebeluș? Nu, mami, uite, a strâns jucăriile tale împrăștiate peste tot. Jucăriile pentru că Elizei. Voi nu vă strângeți jucăriile. Să vă fie rușine. De ce nu ți-ai strâns jucăriile? Gata? A făcut stânga împrejur și a plecat. Ne vedem pe drum. Abia aștept să mănânc. Ha. Gata toate fetele? Gata toate fetele. Una cu ciuf, una cu două codițe și una cu bucle. Toate sunteți vis. Mergem să o luăm și pe Ruxy. Sara rămâne acasă pentru că și-a stricat intervalul de somnic și doarme. O să rămână acasă.
Și o să fiu eu cu 1, 2, 3 și cu Ruxi 4 fete. E bine. Și singură băiat Iadi. Da. Hai să luăm pe Ruxi, sperăm că e gata și nu întârziem, că mi-e foarte foame. La asta chiar nu mă așteptam, să ne aștepte Ruxi în fața porții gata de plecare. Și eu nu mă aștept. Dă-te pe mijloc, fă-i și lui Ruxi loc. Hai Ruxi în spate cu copiii, că și așa ești cât ei. Da, ce bine. Dar ce repede te-ai făcut, gata. Mamă, nu vă închipuiți, mi-am făcut ce înseamnă să nu fie Fabi. În cauza lui întârziai până acum, nu? Ce înseamnă să nu fie Sara? Mergem să mâncăm! Ia vedeți aici cea mai bună combinație? Am găsit arosticini cu bere, pizza pentru Eva, halumi pentru... mine și cartofi. Pentru noi. Un pic cam rece pe drum așa, dar aici unde bate soarele e bine. Hai să avem poftă! Știi ce-i bun la rosticini astea? Că, pe lângă că sunt bune, nu-i nici porția foarte mare, așa că intră și un desert. Mă duc să văd ce găsesc. Ia uite cine-i supăratul, șef! Supăratul! Am fost cu Eliza în căutare de deserturi și am găsit, avem așa o savarină și o tartă cu fructe. Evuta, care-ți place mai tare? Savarina? Bine, termină pizza și mănânc savarină, bine? Asta e o pieță de carton. Asta e de carton, nu se mănâncă. Da, și după aia dacă termin toată pizza, poți să mănânci, ok? Știu că ar fi preferat înghețată, dar e un pic răgușită și o să trecem peste. Gata, fetelor, asta a fost distracția pe ziua de astăzi. Cum e desertul în spate acolo, bun? Am luat un waffle cu Nutella și cu banane, pentru că savarina aia, noroc, am gustat și eu din ea. Era cu dita aia alcoolul în ea și nu mi-a zis femeia aia, deși eram cu copilul în brațe. A zis, mama, alcool. Să vezi ce surpriză îi fac. Să vezi ce bine o să se simtă copilul, ce bine o să doarmă la noapte copilul. Gata, mergem acasă? Da, gata. Ai vorbit cu Fabia, a ajuns și el? Da, că o să avem parte de plâns de la Eliza până acasă, că... Dați-i mâncare ca să nu plângă. S-a drăguții. Lasă aici biscuiței. Hai, Eva. Stai că-i dă pupicul ăsta. Te vezi, mami. Mă, te iubesc, drăgușeală mică. În timp ce pe Eliza o fură somnul acolo, noi ne împărțim în trei tabere. Eva rămâne un pic cu Rupsi aici la bunici. Pe Ela o las să se întâlnească cu niște colegi de-ale ei din liceu. Iar eu cu somnorilă la mergem acasă. Ne reunim mai încolo. Bârâbâ. Mamă, deci după ce am lăsat pe toată lumea la treaba lui... uite aici pe canapea cu Eliza și cu Candy care a plecat. Am dormit până acum, deci o oră jumate am dormit. Doar ce s-a întors și ea acasă, acum a sunat la poartă și trebuie să urce și ea. Ce bine am dormit! Așa, tati? Bău! Bău! Mama? Mama? Vine și mama imediat. Dar ce zâr de fața când te vezi aici? Unde e Eliza? Na. Cine a venit? Ia vezi repede cine a venit. Din cauza ta am dormit așa mult. Ai zis că stai jumătate de oră, 40 de minute. Ai stat o oră jumate. Eu am dormit. Da, eu am zis că las că dorm până vine ela, știi? Adică nu mult. Da. Doar că a venit ela. Dar am dormit de arunc. Nu știu ce mai facem la noapte, drăguțo. Hai la distracție. Dacă tot e weekendul cu 1 mai, hai să-i sunăm și pe Fabi și pe Rupsi, să vedem ce fac și ei, dacă trec și ei pe la noi. Dacă tot nu ieșim nicăieri, măcar să vin aici să petrecem timp împreună. Mamă, fresh. Fresh, unde mergem? Hai. Ce mă faci și tu la fel? Am observat că le place muzica foarte mult. Deci am fost acum la festivalul ăla acolo cu mâncare. Și Eva, mamă, și Eliza, a fost pe ele. Cum au simțit ritmul, da, imediat. Era așa cu genul. Da, digeială, cu din alea. Da, are tati cu cine să iasă mai încolo, când crește mare. Da, mami. Andy, ți-au venit clienți noi. Nu te mai lasă, ia uite. După ce ai făcut. Ce faci? Nu știi de ce vei. Da, să nu iagă ce fundița.
Au venit, au făcut și popcorn la copii, au venit musafirii, Fabi, de când nu te-am mai văzut, cum e vremea la București. Te mai aștept. M-ai lăsat aici singur, cu atâtea fete. Nu, vezi ce au pățit, n-am putut să le fac față, una și-a spart capul, una a fost greată de pisici. Pe Eliza am reușit să o scap. Ia uite, să înceapă agitația, s-a dormit forță, Fabi? Și acolo s-a dormit mai târziu. S-a luat și o sticlă de vinuț. Ăsta e 1 mai, Fabi, să înceapă 1 mai. Cineva n-a avut premergător când era mic. Da, chiar azi, l-ai iubit prea. Ia. Nici Eliza n-a prea mers în ăsta, foarte puțin. Ce s-a întâmplat, Fabi? Voi vă distrați cel mai tare de 1 mai, am impresia. Vedeți că Fabi vă mănâncă popcorn, nu lasă-mă popcornul la copii acolo. Bă. Mai prind. Le privește de sus, abia așteaptă. O fățucă de copil proaspătă. Navru, mă, navru, ce ți-a făcut Eva? Că i-a zis că nu ți-a făcut nimic, dar nu cred că ai făcut tu din senin așa. Nu cred că ai făcut tu din senin așa, că dacă făceai din senin așa ceva, zburai pe geam. Ok, i-a zis că e cu mașina. Și Eliza e foarte uimită. Hai, ce v-a adus el aici să vă jucați? Bau! Hai, bagă-te și tu, Eliza, după ea, hai! Copii ocupați? Tu ce faci, mă, acolo? Și te joci? Gata! Hai, mă, Fabi, să dăm și noi un noroc, ne-am dat și noi ca băieții! De când aștept? Hai, că mi-ai vărsat pe toată mobila. Trăiți arcunatul de la Constanța? Hai, la mulți ani! Unul mai prost ca altul, suntem. S-a jucat până la epuizare, nu mai poate. Nu mai poate, abia rezistat la băiță, 5 minute, băița, repede. Candy și ea gâfâie de nu mai știe de ea că au alergat-o fetițele în continuu. Gâfâie, se plânge tare acolo. Singura care rezistă eroic este Sara. Tu mai poți, mă? Da, ia uite, joacă non-stop. Păi copilul care pe obișnuit se culce la 1 noaptea. Nu e adevărat, numai când vine la Constanța doarme la 1 noaptea. La București de la 9 e bat. Da, de la 9 și abia la 1 doarme. Nu, pe bune că nu e adevărat. Sara, faci nani? Nu. Nu? Dar ce ai în păr? Ai stricat caloriferul la bunici? Eu cu șapte centura la burtă. Ce prind. Dacă nu ești cu minte, pățești și tu ca Eliza. Te spălăm. Hai, la nani. Valea, v-a ajuns distracția pe ziua de azi. Gata, Kinde, ai scăpat. Au plecat copiii. Au plecat. Eliza la nani, Sara a plecat și ea cu Fabi și cu Rupsi. Asta a fost distracția pe ziua de astăzi. Și uitați iepurașul fără care Sara e haos. Și astăzi... Cine face 19 ani de relație? Cine? N-aveți voi ani câte avem noi de relație, bă, ca să știți asta. Gata pe ziua de astăzi, vă salutăm. Ne vedem, cred că, luni, mâine zi de pauză. Și sperăm și niște distracții pentru părinți. Și să doarmă Eliza bine, pentru că ieri seară a dormit cam prost. Iar a avut sărăcuța niște plânsete în timpul nopții, cred că a visat urât, nu știu. Pe cine a visat?